Poliția rutieră, o auto specială de pompieri și două ambulanțe s-au deplasat miercuri în comuna Suseni pentru un accident de circulație. Un autoturism care circula regulamentar a ajuns în șanț după ce s-a tamponat cu un alt autovehicul. Din fericire, nu a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru descarcerare. În cursul zilei de ieri, în jurul orei 15:30, pe raza comunei Suseni a avut loc un accident rutier. Conducătorul unui autoturism care se afla parcat în fața unui imobil a executat o manevră de mers înapoi fără să se asigure și a ieșit pe drumul public, astfel încât conducătorul unui alt autoturism care se deplasa regulamentar în direcția Suseni-Reghi l-a tamponat pe acesta. La fața locului s-au adunat locuitorii din zonă, curioși să vadă ce anume le-a tulburat liniștea. Cel care a dat alarma la 112 s-a speriat foarte tare când a auzit bubuitura produsă în momentul impactului dintre cele două mașini. Nu m-a auzit sunetul. Deci eram în casă la masă, am auzit o bubuitură și am ieșit afară. Chiar pe moment pe fază n-am fost. Am și dat telefon la poliție, dar nu am fost. Se presupune că mașina roșie a ieșit de pe un pod. Și acesta circula regulamentar și l-a izbit. Șoferii celor două autoturisme au fost transportați de urgență la spitalul municipal. Medicii spun că se află în afara oricărui pericol. Am adus cele două persoane accidentate, cei doi șoferi respectiv, dar fără leziuni majore, în stare bună, doar contuzionat și mai ales șoferul de pe mașina roșie era puțin șocat. Cel puțin ne întreba tot timpul dacă mașina lui a fost lovită, în fine. Dar nu sunt leziuni majore, accidentul este fără urmări drastice. Accidentul s-a soldat cu avarierea celor două autoturisme, iar conducătorii auto s-au ales cu plăgi și leziuni ușoare.